Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Incendiu puternic la Onești. Vară plină de evenimente la Dărmănești. Încep zilele orașului Comănești. Incendiu puternic în Onești. Acesta a izbucnit în dimineața zilei de miercuri 2 august la un parc de dezmembrări auto de la ieșirea din Onești spre Bacău. Pompierii băgăoani au fost solicitați să intervină în municipiul Onești în urma unui apel primit pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112, care anunța producerea unui incendiu la un parc de dezmembrări auto. De urgență, la locul indicat s-au deplasat două auto speciale de stingere și o ambulanță smurt. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la nivelul unei anexe pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, la nivelul unei rulote a două autoturisme și la nivelul unui rastel de anvelope. În scurt timp, incendiul a fost localizat de forțele de intervenție, fiind astfel eliminat pericolul propagării. În câteva minute, incendiul a fost lichidat și s-a intervenit cu măsuri complementare, urmând a fi stabilită și cauza probabilă de producerea acestuia. Weekendul acesta la Comănești încep zilele orașului. De altfel, primarul orașului Stațiune Comănești, Viorel Miron, a făcut un anunț public chiar în cadrul ședinței Consiliului Local și a invitat pe consilieri să participe la zilele orașului. Mai multe detalii în minutele următoare. Mulțumesc frumos și v-aș mai anunța deodată programul de zilele orașului. Dacă aveți posibilitate, cei care sunteți în localitate și aveți posibilitate, vă așteptăm cu mare drag, începând de vineri, dimineața la 10:30, avem la Cimitirul Eroilor depuneri corone. După aceea, după amiază, la ora 17, la centrul de aveniment, evenimentul cu premierea persoanelor care sunt 50 de ani căsătorite, vineri. Și de sâmbătă avem programele care le știți dumneavoastră. Deci vă invităm cu mare drag. Cine aveți posibilitate, poate sunt care să zicem și pleacă de localitate, dar care sunteți în localitate, vă invităm să participați la aceste evenimente. Vară plină de evenimente în orașul Stațiune Dărmănești. Ce ne-au pregătit autoritățile publice locale, aflăm în minutele următoare chiar de la primarul orașului Stațiune Dărmănești, Toma Constantin. Încă din luna mai am dat startul activităților cultural-sportive, dacă aș putea spune așa, și în fiecare săptămână aproape avem o gamă largă de activități. Astăzi suntem la baza sportivă Uzu Dărmănești. Avem Cupa Cartierilor la fotbal. E o tradiție de 3-4 ani, facem lucrul ăsta amical, fiecare cartier are propria echipă și, sigur, astăzi sunt prezente la start 8 echipe, se joacă azi calificările, mâine finala mică, finala mare. În același timp se desfășoară și trofeul Valea Uzului. În paralel avem și trofeul Valea Uzului, ediția a patra, viteză în coastă, campionatul național. Astăzi sunt la, testări, dacă aș putea spune așa, recunoașterea în teren, un număr mare de competitori. Aproape 53 și în premieră avem la start și mașini electrice. O premieră pentru acest eveniment, de altfel o premieră așteptată. Am înțeles că și ministrul mediului va fi prezent. Da, și-a anunțat prezența și domnul ministru al mediului astăzi. Cred că va veni și la aici pe baza sportivă, la mișcare și cu siguranță va fi și la startul raliului. Așadar, pe lângă lucrurile pe care le desfășurați în orașul Dărmănești, asta că aveți timp și pentru evenimente, creați evenimente pentru că este un oraș stațiune. Este un oraș stațiune și dincolo de investițiile pe care le facem în comunitate, avem nevoie și de viață sportivă și de viață culturală, promovare. Avem nevoie de a gândi cât mai multe oferte pentru turiști, pentru că cu ocazia evenimentelor pe care noi le facem, toate hotelurile, pensiunile din zonă și nu numai din Dărmănești sunt arhipline. Vin turiști foarte mulți în perioada asta din toată țara și asta nu poate decât să ne bucure. Să spunem așa în premieră aici câteva din evenimentele ce urmează aici la Dărmănești, pentru că nu, oamenii trebuie să-și facă planificarea din timp.
Așa este, luna august debutează cu foarte multe activități și aș aminti aici, 12-13 august avem în premieră Festivalul Uzilor și vă invit pe toți, va fi ceva wow, pentru că tradiția jocului ursului la Dărmănești pornește de la acești uzi. Veți vedea în premieră cine au fost uzii, ce au făcut, de ce jucăm ursul noi la Dărmănești. De asemenea, tot 12-13 august, zilele orașului Dărmănești, vom avea aici viață culturală de top, sfârșitul lunii august. Vor concerta, trebuie să spunem, cu permisiunea dumneavoastră, domnule primar, trebuie să spunem cine va concerta, ca oamenii să-și facă agenda și tinerii. Da, avem nume de top, Fuego va fi prezent la Dărmănești, Mario Fresh, da. Eu vă invit să fiți prezenți cât mai mulți pentru că nu aveți ce pierde. Veți vedea niște, să zic așa, nume de top la Dărmănești. Weekendul următor facem un pic de pauză, dar nu foarte mult ca să ne revenim. 25, 26, 27 august avem Festivalul Internațional de Blues la Dărmănești, aici, pe acest amplasament. Din nou, muzică de cea mai bună calitate, artiști internaționali s-au anunțat foarte mulți, să zic așa, artiști de top. Așteptăm și public numeros, sigur, este o viață efervescentă pentru că cred că asta e normalitatea. Și spuneați mai devreme de cei care au pensiuni să-și facă rezervarea din timp pentru că e greu cu cazarea. Da, e bine cei care vor să ne tragă pragul să se intereseze din timp pentru cazarea, pentru că, da, cred că cererea a depășit mult oferta de cazare și asta iar ne bucură. Poate agenții economici se reorientează să-și facă aici pensiuni, nu? Ar fi o idee bună, să știți că deja au început să gândească noi investiții în infrastructura de turism și cazare și așa mai departe. Faptul că am devenit stațiune turistică este un imbold, o încurajare pentru a investi în turism. Dezvoltăm pe orizontală și gastronomia. Spuneam că mai devreme, luna mai, am avut acel festival al prosturilor tradiționale. Îmbinăm utilul cu plăcutul, zona ne ajută foarte mult, avem un peisaj superb dat de Dumnezeu și toate aceste lucruri puse la oaltă ne aduc doar avantaje. Formula Student România, organizată pentru prima dată în România la Bacău. În perioada 31 iulie 5 august în Bacău s-a desfășurat competiția Formula Student România pe circuitul Speed Park, omologat FIA pentru prima dată în România. Evenimentul este internațional și este dedicat tinerilor de cea mai înaltă ținută intelectuală și profesională, în care reprezentanții universităților tehnice din întreaga lume își demonstrează abilitățile de cercetare, inovare în domeniile mecanică, auto, IT și inteligența artificială, sprijiniți de cei mai importanți producători din aceste domenii. Marți 1 august de la ora 10 a avut loc la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, în sala Senatului, deschiderea oficială, la care au fost prezenți reprezentanții companiilor implicate în construcția automobilelor, studenți, concurenți, precum și organizatorii și partenerii evenimentului. Detalii în minutele următoare. Ne bucurăm să ne întâlnim alături de colegii noștri de la Universitatea Tehnică Gheorghe Astache din Iași, din Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. La această întâlnire avem sprijinul domnului președinte al Senatului Universității, domnul profesor universitar, doctor inginer, doctor honoris causa Valentin Medef, din partea Universității Tehnice Gheorghe Astache din Iași, doi reprezentanți, nu știu pe cine să numesc, prima dată, domnul decan Gelu Ianuș, încep în ordinea prieteniei. Domnul decan Gelu Ianuș, domnul profesor Ciprian Ciofu, ambii sunt profesori, vă rog să ne tați, domnule decan, dar emoția deocamdată o lăsăm așa cum spun eu. În ordinea prieteniei spuneam, domnul decan Gelu Ianuș, un vechi colaborator al nostru, domnul Ciprian Ciofu, un mai nou colaborator al nostru. Ne pare bine că am reușit să fim împreună la acest eveniment care vrea să demonstreze, pe lângă importanța lui în sine, este primul organizat în România, este primul organizat de către cele două universități din regiunea Nord-Est,
Sunt, știți foarte bine, sunt alte universități cu pretenții mult mai mari. Este cel care vrea să dea semnalul tinerilor din licee că își pot împlini visul a deveni pilot de mașină de competiție, de Formula 1. Ne bucurăm că avem alături de noi colegii din țările participante, piloți de mașină și care sunt convins au contribuit la realizarea, concepția, realizarea acestor mașini. În partea mea stângă, vedeți, ca dovadă că sunt om de dreapta, cât pe aceea era să uit de stânga, în partea stângă sunt alți colegi de noștri la Universitatea Tehnică Gheorghe Iascu din Iași, de diverse specialiști în diverse domenii. Tehnologia informației, tehnologia construcțiilor de mașini, autovehicule rutiere, sunt oameni care s-au implicat ajutându-i pe studenți în a realiza acest proiect frumos. Este un semnal atât pentru România, este un semnal național, este un semnal la nivelul Europei, dar mai ales pentru tinerii noștri pe care vrem să-i păstrăm aici în țară, să rămână, să-și îndeplinească visul, să-și împlinească visul. Pentru că în mecanică, în automobile mai precis, și în politică, din câte știu eu, se pricepe toată lumea. Așa că sunt mulți care dau sfaturi, puțin cei care fac ceea ce este de făcut. Eu vă mulțumesc frumos, doresc succes maxim acestei competiții. O să-i rog frumos pe... O să rog întâi pe domnul președinte Nedev, colegul meu. Dacă tot am început cu Bacău, suntem într-o sală a universității, ce aparține Universității Vasile Alexandru din Bacău, am să rog frumos pe colegul domnul profesor Nedev, domnul președinte Nedev, să ne spună câteva cuvinte, după care lăsăm colegilor din Iași, piloților de mașini, sponsorilor care sunt, fără de care nu s-ar fi putut realiza acele piese care au condus în final prin asamblarea lor la realizarea acestor automobile, să ducă cuvântul mai departe. Vă mulțumesc! Bună ziua! Bine ați venit la universitatea noastră. Universitatea Gheorghe Iascu de Iași avem multe colaborări. Eu sunt absolvent în această universitate, doctor în această universitate, deci pentru mine este alma mater. Colaborăm cu prea multe lumini, chiar dacă noi nu avem programul de studii automobile, avem mecatronică și încercările studenților noștri de licență și master au fost realizate multe pneumobile care au luat diferite premii la întrecere de competiții de studențești. Da. În domeniul acesta al tehnologiilor de Formula 1 sau al autovehiculor de curse, încercăm să ținem pasul și să ajutăm foarte mult, în primul rând, studenții, pentru că ei au vise, au aspirații, au tot felul de proiecte care trebuie ajutate. Noi la Bacău ajutăm foarte mulți studenți în proiectele lor, chiar financiar, pentru a putea să-și îndeplinească un vis. Căutăm sponsor, Bacău Universitatea are o relație foarte bună cu mediul economic și sponsori vin. Totdeauna găsim sponsor. Deci dacă avem nevoie, Bacău poate sponsoriza multe acțiuni în acest domeniu. Pentru că relațiile au fost corecte, au fost principiale și, normal, sponsorii au fost mulțumiți de modul în care i-a făcut publicitate în activitățile noastre. Îi invităm nu numai la această competiție, am încheiat două ediții a școlii de vară ale nivelul universitate, în care, într-adevăr, am avut cea mai mare, să spunem noi, prezență a tinerilor din licee, din colegii, tineri de 17-18 ani, care au rămas surprinși de condițiile care pot să le arăți care era venit. Încă o dată sper să vă simțiți bine la noi și să continuăm colaborarea cât mai mult, nu numai cu Universitatea Tehnică din Iași, și cu alte universități care se pot prinde în acest, să
participăm la această competiție sau la acest proiect. Vă mulțumesc! Evenimentul este organizat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, Speed Park, Research in Mechanical Engineering și Primăria Municipiului Bacău. Formula Student are o tradiție de peste 40 de ani, primul eveniment de acest gen fiind organizat în 1980 de către Universitatea Statului Texas. În organizarea evenimentului s-a implicat un număr de 50 de voluntari, studenți și specialiști. La start au fost înscrise echipe din 7 țări, inclusiv România. Intrarea pentru public a fost gratuită, în limita capacității din tribune. Luni 31 iulie, la Prefectura Bacău a avut loc o conferință de presă inițiată de prefectul județului Bacău, Lucian Bogdanel, și de senatorul Cristina Breacnă-Pravăț, legat de insula de agrement din Bacău. Detalii în minutele următoare. Fostul primar Stavarache și managerul de proiect de la acel moment, Ciprian Piștea, actualmente administrator public în primăria Bacău, sunt cei care au desemnat proiectantul și asistența tehnică pe acest proiect. Proiectant care a realizat un proiect din birou, pe genunchi, și care a văzut insula de agrement doar în fotografii pe Google, nu și la fața locului. Și vă reamintesc, pentru că am memoria administrativă a acelor ani, 2014-15, când s-a lansat prima dată licitația pentru contractarea lucrărilor de execuție a insulei de agrement, ea a fost anulată din cauza zecilor de solicitări de clarificări depuse de către ofertanți. Și de asemenea vă reamintesc că împotriva acestui proiectant, în 2017, primăria a deschis un proces solicitând daune interese în cuantum de 11 milioane lei, daune interese câștigate la Tribunalul Bacău. Sigur, nu în acest cuantum, dar într-un cuantum calculat la momentul respectiv de Tribunalul Bacău. Datorăm tandemului Stavarache-Piștea un proiect lacunar, deficitar și care a antrenat pe cale de consecință o grămadă de probleme la implementare, culminând cu, evident, neatingerea termenului de finalizare și nerespectarea termenului de finalizare a proiectului și restituirea celor 7,9 milioane de lei. Domnul Necula, fostul primar al municipiului Bacău, de numele căruia se leagă pierderea finanțării, deși în 2016 unul din primele acte semnate de fostul primar a fost prelungirea termenului de implementare până la 31 decembrie 2018, ar fi fost timp, 2 ani și jumătate, în 2016 alegerile au avut loc la jumătatea anului, nu în toamna anului, ca în 2020, ar fi fost timp pentru a redresa acest proiect, însă s-a preferat băltirea într-un stadiu de birocrație interminabilă, care a condus în final la pierderea acestei finanțări și nerespectarea termenului, dar și la lansarea într-o aventură juridică, un proces despre care se știa că va fi pierdut și că primăria n-avea nicio șansă în acest proces, întrucât pentru a face dovada că această sumă de 7,9 milioane lei nu era imputabilă primăriei și de restituit de către primărie, la mijloc trebuia să avem o situație de forță majoră, o situație excepțională, care să fi periclitat acest proiect de maniera în care termenul de finalizare nu putea fi respectat. Și desemnarea unui proiectant a fost atributul municipalității și sub controlul municipalității, a primăriei, administrația anterioare, cum am precizat, deci nu o situație de forță majoră sau o situație excepțională care să impieteze fundamental implementarea acestui proiect, până la imposibilitatea respectării termenului de 31 decembrie 2018. Și sigur că ulterior s-a preferat intrarea într-o aventură juridică, pentru că fostului primar îi plăceau cenaclurile juridice în care se vorbea mult și nu se făcea nimic. O aventură juridică încheiată, repet, în ianuarie 2023, la Înalta Curte de Casație și Justiție.
Și-a mai pierdut ceva domnul primar, fostul primar, faimosul pariu din mai 2019, poate mai sunt printre dumneavoastră oameni care au participat la acel pariu la insula de agrement, în prezența fostului prim-ministru de la acel moment, doamna Dăncilă, în care conducerea primăriei la acel moment și-a asumat finalizarea insulei de agrement în septembrie 2019, concomitent cu finalizarea decolmatării lacului de la insula de agrement, decolmatarea aflată în execuție la momentul respectiv de către apele române Siret. Decolmatarea s-a încheiat, vedem apa la insula de agrement. Insula de agrement, așa cum spuneam, un never ending story, nu este finalizată nici până astăzi. Și sigur, din această tripletă falimentară nu putea să nu lipsească actualul primar. De ce domnia sa? Pentru că dânsul a știut din ianuarie 2023 că primăria a pierdut acest proces, dar a tăcut mâlc și, sigur, a încercat să pună pe șest rectificarea bugetară care este astăzi în discuție în Consiliul Local, să pună pe șest această sumă de bani, doar o trece neobservată. Și a mai făcut ceva domnul Viziteu, s-a complăcut, cred eu, într-o mezalianță cu fostul primar, care i-a asigurat luni bune, să nu zic ani, niște voturi în Consiliul Local și, sigur, a deschide cutia Pandorei pe subiectul penalităților, pe subiectul dobânzilor de întârziere de plată, ar fi însemnat, știu eu, o intrare în coliziune cu camaradul său din Consiliul Local. Nu întâmplător am jalonat cele trei administrații cronologic, pentru că cei trei foști primari și actual primari nu sunt străini unul de altul. E de notorietate că domnul Viziteu e vizitat de domnul Stavarache de 2-3 ori pe săptămână în primărie. E de notorietate acest aspect, inclusiv în rândul angajaților primăriei. Și când nu e vizitat la primărie, domnul Stavarache vizitează administrația piețelor, unde are un birou pus la dispoziție de conducere a administrației piețelor. Și când nu e nici la primărie, nici la administrația piețelor, primăria e condusă de fosta șefă de cabinet, doamna Mihăilă, care conduce informal primăria, vedem cu ce rezultate. De asemenea, nu cred că mai e o știre pentru nimeni că cafelele băute de fostul primar Necula cu actualul primar Viziteu nu mai sunt o știre pentru nimeni. Au și apărut în spațiu public la un moment dat întâlnirile celor doi și foarte mult nu mai e de adăugat aici, dar menționez că fără știința și binecuvântarea, să sesizați dumneavoastră ghilimelele, actualului primar Viziteu, domnul primar Necula nu ar fi ajuns director la SSPM. Deci fără știința, acceptul și binecuvântarea actualului edil. Aceasta este tripleta falimentului administrativ din ultimul deceniu în municipiul Bacău și a falimentului administrativ, a eșecului de proporții de la insula de agrement, care, reiterez, ne costă până în zilele noastre. Pentru conformitate, iată și decizia Direcției Regionale a Finanțelor Publice Iași, în care, practic, se pune în vedere recuperarea celor 820.000 de lei, 821.510,52 lei de la municipiul Bacău, în contextul pierderii procesului definitiv în ianuarie 2023 pe acest subiect. Recent, deputatul de Bacău din partea Partidului Național Liberal, Cătălina Ciofu, a fost felicitată public de către administrația publică locală a orașului Comănești pentru succesul avut cu transformarea în lege a inițiativei sale. În prima săptămână a lunii iulie, președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea care extinde numărul de persoane care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare pentru zonele afectate de poluare remarcabilă.
permanentă. Azi a fost semnat decretul de promulgare a legii pentru compensarea vârstei standard de pensionare cu 2 ani pentru locuitorii orașului Comănești și a celor aflați pe o rază de 8 km care au locuit minim 30 de ani în zonă și au suferit în urma poluării cauzate de arderea și exploatarea cărbunelui. Reglementarea este valabilă conform legii pentru cei care depun dosarul de pensionare până la 31 decembrie 2030. Această măsură a devenit lege după o inițiativă legislativă pe care am depus-o și cu susținerea colegilor parlamentari PNL de Bacău. Le mulțumesc tuturor pentru sprijin. A fost promulgată prin decretul numărul 989 din 2023 și a devenit legea numărul 212 pe 2023. A fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 629 din data de 10 iulie 2023. A mai precizat deputata de Bacău PNL Cătălina Ciofu. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 3 august, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei urcă până la valori de 33 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius. Vineri, 4 august, cerul va fi în cea mai mare parte senin, cu o maxima zilei ce va atinge valori de 34, pe alocuri chiar 35 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 19 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.